Değerli Cumhurbaşkanı, stimate președinte, stimate premier, değerli heyet üyeleri, onorați membri ai delegației, Türkiye'ye hoş geldiniz. Vreau să vă spun bine ați venit în Turcia. Sizleri Türkiye'de ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sunt foarte onorat să am ocazia să vă primesc pe dumneavoastră aici în Parlamentul și Marele Ansamblu Național al Republicii Turcia. Bugünkü üst düzeyde ziyaretinizi iki ülke arası ilişkilere verilen önemin büyük bir göstergesi olarak görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-18 Ekim 2018'de Moldova'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında tesis ettiğimiz stratejik ortaklık ilişkilerimizi daha da geliştirme imkanı sunmaktadır. Datorită acordului de cooperare strategică pe care a avut ocazia să semneze domnul președinte al Republicii Turcia Recep Tayyip Erdoğan cu ocazia vizitei sale în Republica Moldova, care a avut loc pe 17-18 octombrie 2018. Zaten halinizin de Türkiye ile ilişkilere vermiş olduğu önemin farkındayız. Noi suntem conștienți de marele acord și dorință de cooperare pe care o acordați și importanța pe care o acordați Republicii Turcia, excelența dumneavoastră. Bu ziyaretiniz bunun en büyük göstergesi, en açık göstergesi. Bineînțeles că vizita dumneavoastră este cel mai mare instrument, cel mai mare simbol a acestei importanțe. İki ülke liderleri arasındaki ilişkileri geliştirme yönündeki bu güçlü iradenin kısa zamanda hem siyasi hem ekonomik ilişkileri çok üst seviyelere taşıyacağına inanıyorum. Sunt sigur că dorința promptă a celor doi lideri al celor două țări înspre a dezvolta și mai mult relațiile noastre bilaterale va dezvolta pe viitor și mai mult relațiile noastre fie politice, fie economice. Bugün Cumhurbaşkanlığımızda düzenlenecek görüşmelerin de son derece verimli geçeceğinden eminim. Sunt sigur că întrevederile care vor avea în decursul zilei de astăzi la Palatul Prezidențial vor fi foarte fructuoase. Bildiğiniz üzere Moldova'da siyasi istikrarın devamı bizi çok memnun ediyor. Suntem foarte fericiți să observăm că în Republica Moldova politica și viața țării este o viață pașnică. Yeni hükümetin kurulmasının ardından 14 Kasım'dan sonra Sayın Büyükelçimiz, Sayın Başbakan'la ve Sayın Bakanlarla yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi. Bundan haberimiz, bilgimiz var. După înființarea noului guvern care a avut loc pe data de 14 noiembrie anul curent, știu că domnul ambasador a întreținut diferite întrevederi bilaterale cu noii membri ai guvernului și au discutat despre relațiile noastre. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum. Hükümete başarılar diliyorum. Vă doresc mult succes în noul guvern înființat și în același timp membrilor noului guvern. Tabii parlamenter diplomasi de çok önemli. Parlamenter diplomasi bir taraftan yürütme organları arasındaki ilişkileri takviye ediyor, destekliyor. Bir taraftan da ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşımak için büyük imkanlar sunuyor. Bineînțeles că și diplomația dintre cele două parlamente este foarte importantă pentru că asigură relațiile între cele două organe de aplicație a legii, dar în același timp susține și mai mult dezvoltarea relațiilor noastre bilaterale. Parlamentul arası ilişkilerin de iyi düzeyde olduğunu ifade edebilirim. Geçen hafta dostluk grubu başkanımız Uşak milletvekili Sayın Mehmet Altay başkanlığında bir milletvekili heyetimiz Moldova'ya ziyaret etmişti. 23-24 Aralık tarihlerinde. Cu această ocazie, dacă îmi permiteți, vreau să subliniez faptul că și relațiile noastre parlamentare sunt la un nivel foarte înalt. Săptămâna trecută, între 23 și 24 decembrie, președintele grupului de prietenie al Parlamentului din partea turcă, domnul deputat al județului Ușac, Mehmet Altay, împreună cu o delegație a avut ocazia să viziteze Republica Moldova și grupul de prietenie. Dostluk grubu heyetimize göstermiş olduğunuz hüsnü kabul ve misafirperverlikten dolayı da teşekkür ediyorum. Başta zat-ı haliniz olmak üzere.
Domnule președinte al Parlamentului, stimați prieteni, permiteți-mi să vă salut din numele delegației Republicii Moldova. Sayın Meclis Başkanım, Parlamento Başkanım, sayın heyet üyeleri, Moldova heyeti adına sizi selamlamama izin veriniz lütfen. Suntem la o nouă etapă de dezvoltare a relațiilor noastre bilaterale, o etapă de parteneriat strategic. İkili ilişkilerinizin yeni bir etabına başlamış bulunuyoruz. Artık stratejik ortaklık seviyesinde ilişkilerimiz gerçekleştirilecek. Și după cum v-am spus la întrevederea care am avut un format îngust, este pentru prima dată când în delegație oficială vine și președintele și prim-ministrul Republicii Moldova. Sizinle az önce gerçekleştirdiğim baş başa görüşmede de ifade ettiğim gibi Moldova tarihinde ilk defa hem bir cumhurbaşkanı hem de başbakan aynı anda bir resmi heyetle aynı ülkede bulunmakta. Sosyalist Parti'nin de genel sekreterlik görevini göstermektedir ve daha önce de ifade arasında. Doğru, Elin Abla, Kariyesi Başkan olacağım. Bayan Elin Abla görevini yürütmekte. Karina Fara, de facto, este originară din Găgăuzia, are și cetățenie republicită. Așa că ne reprezintă pe ambele state, Parlamentul Republicii. Moldova Cumhuriyeti'nde her gerçekleştiren birkaç Türk şirketinde de olduğunu. Ayrıca bu domnul Pierre Ion, ministrul culturii. Bayan Pierre Ion, Tarım Bakanı. Deputat în adunarea populară cu domnul. Bayan Uzun Grigore, Bayan Karas, aynı şekilde uluslararası ve dış ilişkiler temsilcimiz. Üyeleri, sayın meslektaşlarım, sayın arkadaşlarım, şunu söylemek istiyorum ki şu ana kadar 72 tane anlaşma imzalanmış iki ülke arası.